Doamnelor și domnilor, urmăriți în doua parte a emisiunii noastre. Cum v-am anunțat la începutul emisiunii, avem o surpriză de proporții. De mulți ani de zile, probabil România rămâne una dintre țările cu cel mai mare atașament față de Statele Unite, față de lumea liberă. Probabil niciun președinte american sau foarte rar s-a întâmplat să fie primiți așa cum au fost, de exemplu, președintele Bush primit la București atunci când se vorbea despre curcubeul care a apărut în mod simbolic. Chiar și în momentul în care România nu aderă la NATO și președintele Clinton vizitează România, românii, chiar dacă nu erau practic, nu se bucuraseră de momentul aderării, erau pe străzi într-un număr uriaș. Ei bine, doamnelor și domnilor, e aproape o minune. Am înțeles, până să-l cunosc în această seară, pe un senator american că există în Senatul Statelor Unite, pentru toți cei care sunteți familiarizați cu politica americană, Senatul Statelor Unite este o instituție extrem de importantă, extrem de influentă. Îmi cer scuze față de senatorii români, cred că influența unui senator american este infinit mai mare. Ei bine, există un senator american care vorbește românește impecabil, cum vorbiți dumneavoastră și cu mine. Așa ceva trebuie să aibă o explicație, nu-i așa? Vă propun să o descoperim în seara asta împreună cu senatorul Nathan Dam. Este senator al statului Oklahoma în Senatul Statelor Unite. Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc! Mă bucur de asemenea de prezența unui senator român de această dată, domnia sa. Este lider în Comisia de Politică Externă a Senatului și conduce Departamentul de Politică Externă din PNL, senatorul Ben Oniar de Leam. Bună seara, bine ați revenit. Vă mulțumesc pentru prezență. Cum de vorbiți românește? În principiu am învățat că am citit subtitrare la Antena 1, când locuim aici. Deci, un senator american, asta este un titlu bun. A învățat românește de la Antena 1? Exact. Citind subtitrare, că părinții mei sunt misionari aici. Ei au mutat aici, de fapt, familia noastră ne-a mutat aici în anul 94. Ne-am mutat aici mai întâi în Timișoare. Am stat acolo 3 luni și apoi m-am mutat aici în București. Și eu am locuit aici din anul 94 până în 2007, când m-am întors acolo în Oklahoma. Și citeam subtitrare și am învățat cuvintele așa. Să cer scuze că nu prea știu gramatică, când am fost învățat la școală toată asta, dar așa am învățat totul. Părinții mei încă locuiesc aici, au o biserică, au o școală biblică și eu încerc să vin în fiecare an în vizită, dacă pot. Este impresionant. Deci din 94 până în 2007 mergeați în Statele Unite, vă întorceați sau în cea mai mare parte stați în România? Am stat aici cam tot anul, dar în vară ne întoarcem acolo în Oklahoma și că avem niște biserici acolo care ne sprijineau și ne ducem acolo să spunem ce facem cu banii și cum merge tot slujire pe aici. Și cam stăteam aici 10 luni și acolo în America cam 2 luni în fiecare an. Eu am văzut la emisiunea lui Piers Morgan la CNN, o emisiune, un fight foarte bun de altfel. Piers Morgan fiind un realizator de televiziune foarte, foarte talentat, dar într-o discuție foarte complicată despre arme, o dezbatere care are loc în Statele Unite din când în când, revine acest subiect și explodează. Și nu mi-aș fi imaginat atunci că, iată, acest tânăr politician care am remarcat un discurs foarte bun, a stat în România. Dacă puteți să ne dați câteva imagini de la Piers Morgan, de la CNN, unde este un fel de fight așa, unul la unul, Piers Morgan nefiind un foarte... Aici e o fotografie din Senat, nu? Da. Aici este o fotografie din Senatul American, dar să dăm și imaginile de la CNN. Și eu știam că foarte multe doamne și domnișoare din România au învățat spaniolă din telenovelele pe care Antena 1 le-a difuzat. Iată că s-a întâmplat și invers. Un american a învățat, privind filme în limba engleză și privind subtitrarea, a învățat românește. Acestea sunt imaginile de la... De la CNN era o dezbatere foarte intensă despre armele în America. Interesantă povestea dumneavoastră și v-ați întors în 2007 de tot în Statele Unite și v-ați hotărât să intrați în politică? Exact.
pentru că când am fost acolo, când m-am mutat înapoi, au început să vorbesc despre toate datoriile pe care avem noi în America și mai ales că am avut asta mare bailout cu toate băncile și toate astea, pentru că ne-au spus că, uite, avem problemă cu toți oamenii au cumpărat case și n-au avut bani să plătesc pentru case pe care au cumpărat și am avut mare problemă și toți am văzut ce s-a întâmplat, că am avut depresia asta economică în peste toată lumea, datorită ce s-a întâmplat acolo în America. Și ce mai mulți nu înțeleg că asta a fost făcut de guvernul America. Cei din guvernul a făcut să se întâmple toată asta. Și ei cred că, ok, oamenii au făcut ca asta să se întâmple, dar a fost datorită guvernul. Și atunci eu mi-am dat seama cât de important e să avem oameni acolo care înțeleg impactul pe care guvernul se poate să aibă, mai ales la oameni, la cetățenii. Și de-aia m-am implicat în guvernul acolo, în Oklahoma. În momentul în care l-a spus că atâția ani de zile a fost plecat în România, mentalitatea americană este un pic diferită, adică faptul că ai lipsit mulți ani de zile din țară, făcând lucruri foarte bune și mergând în zone în care activitatea ta poate să fie una foarte importantă, lucrul acesta este unul de apreciat. Însă în 2012 sunteți tânăr și astăzi, însă în 2012 erați și mai tânăr, nu a fost... A fost ușor pentru americani să voteze un senator atât de tânăr în Senat, totuși merg politicieni cu experiență, oameni grei, John McCain și oameni care au experiență de viață și care președintele Statelor Unite, Barack Obama, era senator înainte să fie președinte al Statelor Unite. Și mulți alți mari politicieni pe care noi îi știm de departe sau mai de aproape. Le-a fost ușor să vă voteze atât de tânăr? N-a fost ușor deloc. De fapt, eu am muncit foarte, foarte greu. Am avut alt om care a fost în aceeași alegere cu mine. El a cheltuit de 4 ori mai mulți bani decât eu am cheltuit. Contracandidatul. Contra, exact, da. Și eu m-am dus, că în America avem cartier, nu avem blocuri, avem case, și eu m-am dus la toți și am batut la ușă. Și am spus, ia, uite, asta e ce... Eu sunt Nathan, vreau să fac asta și asta. Astea sunt principiile la care am eu. Și... Care era ideea principală? Când le sunați la ușă și spuneați, eu sunt, I am Nathan, vreau să fac asta și asta și asta. Care era lucru cel mai important care i-a făcut, crede, să vă voteze pe dumneavoastră și nu pe contracandidatul? Câți ani avea? El a avut 64, mi se pare. 64 și fusese înainte senator, nu? N-a fost. N-a fost. N-a fost. A fost și eu prima oară, dar... Am vorbit despre mai multe lucruri, dar povestea pe care spunem lui domnul senator Benoni înainte, odată am batut la ușă un domn care a avut, nu știu, 80 și ceva de ani, 84 mi se pare, și am batut la ușă lui de 3 ori. Și a 4 ori când m-am dus acolo, el a zis, ești prea tânăr, îmi pare rău, ești prea tânăr. Și am zis, dar ia uite-te, că am 29 de ani, când ajung acolo o să am 30 de ani, exact vârsta ce a avut Iisus când el a început slujirea lui. Deci o să am 30 de ani când încep eu să fiu senator. Și l-ați convins cu asta. Și el a zis, eu, da, nu m-am gândit la așa ceva. Îmi pare rău, încă ești prea tânăr. Și am zis că nu votez pentru mine. Am zis, ok. Dar până la urmă am câștigat 54% din voturi și am câștigat până la urmă. Ați câștigat 54%? Da. Nu e, cum să spun, o victorie uriașă, dar pentru cineva care merge pe drumul acesta pare cumva incredibil. Da. Cât de veniți acum în România? Sunteți senator și îmi imaginez că asta presupune o grămadă de lucruri pe care trebuie să le faceți. Cât de des mai puteți veni în România? Încerc să vin în fiecare an, dacă se poate. Am fost în octombrie și acum mă întorc în Oklahoma vineri de dimineață, deci nu am prea mult timp aici, dar vreau să vin în fiecare an, cel puțin o dată pe an. În viitor vedem, poate de 2 sau 3. Vreau să vin cât de des se poate, dar am și obligații acolo în America și nu pot să vin așa de des cum vreau eu.